fostul și actualul șef al județului sunt vinovații găsiți de liberali pentru declinul de la IDP. Liderul liberalilor susține că blocajul financiar nu a intervenit de la o zi la alta, ci este o situație care s-a format în timp. La IDP lucrurile sunt mult mai grave și această companie a fost practic devalizată sub conducerea Consiliului Județean Ion Călinoiu și acum Cosmin Popescu, constant. Deci, mi-aduc aminte despre explicații pe care le-am cerut în Consiliul Județean legat, având balanța IDP în față și întrebând ce sunt sumele acele din balanță. Nici până în ziua de azi nu mi s-au oferit explicații. De asemenea, vă mai aduc aminte că salariații Consiliului Județean care făceau parte din Consiliul de Administrație a IDP, trimiși de Ion Călinoiu acolo, încasau primă la sfârșitul anului pentru că IDP-ul avea profit. Iar profitul ăla era făcut cum era făcut, că de aia ceream date să mi se explice ce sunt veniturile pe care figurau în balanță. O altă problemă este legată de faptul că guvernul nu ar achita lucrările efectuate de întreprinderea aflată în subordinea Consiliului Județean. Problemele IDP vin din spate și noi am vorbit despre lucrurile astea din momentul în care am sesizat că pot apărea probleme. Acum că poate și asta o cauză, când guvernul nu plătește investițiile, ceea ce este clar, pentru că nu sunt bani. La IDP, angajații nu și-au mai primit salariile de 3 luni de zile.